Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care o avem ca invitată pe doamna Clotilde Armand, prima femeie pe lista. Mulțumesc. Am reținut, așa o să vă zic în continuare, prima femeie pe lista Alianței USR Plus la alegerile europarlamentare. A doua parte o avem rezervată mai mult către zona asta neapărat personală, dar despre dumneavoastră vă să vorbim mai mult, să cunoaștem candidatul din postura asta de să zicem aspirant la un fotoliu de parlamentar european, că pe cealaltă calitate o cunoaștem din 2016. Așa este. Așa. Ce vă leagă de Buzău, dacă tot ați venit în Buzău și nu cred că e pentru prima dată când veniți? Nu, am venit de mai multe ori. Prima dată am venit în 99, când ajutăm Air Liquid să-și modernizeze firma Ductil. Sper că merge în continuare bine firma. Era un investitor, este un investitor francez. Eu, când am venit în 99, prima dată în România, îi ajutăm pe investitorii francezi să facă investiții în firmele pe care atunci le cumpărase în România. Adică aceste investiții, ei au investit bani, știți? Sunt sute de milioane, chiar miliarde de euro care au fost investite de firme din Franța și eu eram atunci, eram tânără, eram project manager, se numește cineva care permitea ca aceste investiții să fie făcute și să se fie duse la bun capăt. Și ați avut ocazia să vă plimbați prin Buzău sau aveați strict veneam, știți cum e, pentru că aveam copii mici acasă și atunci plecam dimineața de vreme, nu era traficul de acum, era mult mai ușor, plecam dimineața, ajungeam la Buzău, munceam cu echipa și bine, nu veneam în fiecare zi, aveam echipe care lucrau și veneam să ved dacă proiectul merge în direcția bună, dacă e totul în regulă. Da, și atunci am venit de mai multe ori la Buzău și eu cred în industrie. Eu cred că România trebuie să fie reindustrializată. Sunt niște servicii care au fost dezvoltate cum serviciile de informatică, IT, care acum aduc o valoare imensă economiei din România. Va trebui la nivel de Bruxelles să atragem fonduri pentru inovație, pentru și cercetare. Când reușim să investim în cercetare și inovație, apoi vine partea de industrializare, va trebui să reconstruim economia din România. Profit de ocazia pe care mi-o dați să spun că noi vom asuma complet politica socială a PSD-ului. Vom păstra toate salariile așa cum sunt acum, pensiile așa cum sunt acum, chiar vom da mai mult la pensii pentru că vom opri pensiile speciale și banii de pensiile speciale le vom da la pensii normale, cum ar fi la toți pensionarii din România, dar în același timp vom dezvolta economia, pentru că o politică socială nu este sustenabilă dacă nu avem o economie prosperă, dacă nu producem. Și noi, venind din privat, știm ce înseamnă să funcționeze o economie, știm ce înseamnă să faci investiții, să atragi investitori și să dezvolți o economie. Și asta vom face. Vedeți? Era personal și am trecut... S-a făcut o paranteză foarte interesantă, că oricum noi aici, în zona Buzăului, suntem... Stați bine! S-au pierdut foarte multe locuri de muncă, oamenii au plecat. E un șomaj în continuare ridicat, chiar dacă s-au făcut niște progrese în ultima perioadă, dar nivelul de trai este totuși... Nu este cel pe care trebuie. Da. Nu, e clar. Și salariile. Dar vedeți, ne situăm în zona asta, în clasament, în zona de jos. În zona de jos. Trebuie să ne bazăm pe firmele private, care trebuie să fie ajutate
de stat, în sensul că statul face ceva cu banii europeni, face ceva cu banii care ia din impozitele noastre. Adică statul să investească în infrastructură de sănătate, de educație, de cercetare. Dacă statul își face datoria și reușim să încurajăm firmele private, economia o să funcționeze bine, pentru că românii sunt inventivi. Românii sunt muncitori, ei vor să aibă firmele lor, vor să facă ceva, dar trebuie ca statul să-și facă datoria pentru asta. La primăria sectorului 1, în Consiliu Municipal, aveți o voce puternică. Am o voce puternică, dar din păcate am avut 30% din voturi, avem 30% din Consiliu. Ceea ce înseamnă că celelalte partide au 70% și pot trece toate ei împreună votează bugetul și adică ei fac partea de execuție. Da? Ei au nivelul decizional, ei hotărăsc la nivel de execuție. Noi în Consiliu am propus foarte multe proiecte de investiții. Avem o listă întreagă de investiții care sunt votate, dar care nu sunt implementate niciodată. Știți, e ca și cum acasă familia votează că vom face o casă, vom face o grădină, vom face o seră, vom face o mică fabrică. Totul este hotărât, dar ce care trebuie să facă, de exemplu, tata al familiei, stă acasă și bea și risipește banii, înțelegeți? Da. E o problemă. Da. Spuneți că în campanie de obicei mergeți să vorbiți cu cetățenii așa cum ar trebui să fie. Așa fac și este cea mai mare plăcere a mea, să vorbesc cu oamenii de pe stradă. Atunci nu vă mai întreb, că mi-ați dat deja răspunsul, pentru că din reacția noastră, din răspunsul, probabil ați anticipat și întrebarea. Îmi dau seama că sunteți foarte bine văzută de cetățeni. Da, sunt extrem de bine primită, dar asta știam. De când am venit în România, românii mi-au dat afecțiune. Oricum, aici cred că toți străinii, nu cred că e numai pentru mine, sunt bine primiți, oamenii vor să-mi arate tradițiile lor, specialitățile din fiecare locație, ce se mănâncă, ce se bea. Când mă întâlnesc, oamenii nu mai reușesc să plec. Știți, sunt și niște tradiții frumoase față de femei, mereu am primit și acum flori. Flori preferate aveți? Vedeți, aici este o capcană, pentru că nu știu să spun numele florilor în română. Bine, știu crin, știu mai multe. Că poate mă pricep. E glaiol, e iris, marguerite. Nu, aici am nevoie de... Sunt aproape de cele românești. Știți că facem concursuri așa. Dar mâncarea preferată? Românească? Mâncarea preferată românească? Îmi plac foarte mult gogoașele, da? Gogoașele, da. Bine, eu sunt o persoană care sunt cu dulciurile, îmi plac foarte mult. Și când este cu miere de aici sau când sunt niște maicuțe care pregătesc cu untul lor și smântuna lor făcută în casă, niște prăjituri extraordinare. E mereu un pic dificil, pentru că eu n-am copilăria mea a fost în Franța, am venit foarte târziu în România. Bine, sunt căsătorită de 22 de ani cu un român, dar toate aceste nume de flori, de mâncăruri, de specialități, le înveți. Oricum, vă place mâncarea românească. Le înveți acasă când ești mică. Și acum, vedeți, cu copiii mei, ei sunt, cum spuneam, jet-be-jet român. Ziceți că îi aveți la instituțiile de stat. Instituțiile de stat, da. Deci aveți încredere în învățământul românesc. Da, știți cum este? Învățământul românesc este ca o piramidă. Ce este la vârf e foarte, foarte bun. Sistemul francez este ca o linie. Este egalitarist. Sistemul românesc este elitist.
Când ai un sistem egalitarist, partea piramidei care este peste, adică nu știu cum se vede, da, se vede foarte bine. Se vede. Partea piramidei care este peste linia, care ar fi sistemul egalitarist din Franța, de exemplu, e foarte bun. Românii sunt mult mai buni decât francezii la Olimpiade naționale, internaționale, etc. Dar problema e partea de jos, știți? Pentru că partea de jos este cea mai mare. Și aici este problema, că cei care sunt sub linia, sub linia medie, nu au acces la sistemul de educație la care ar trebui să aibă acces. Și sunt la nivel scăzut. Noi trebuie să păstrăm vârful, dar trebuie ca partea de jos a piramidei să se redreseze. Da, aici e și problema asta de totuși tot legată de nivelul de trai din România. Este faptul că sistemul de educație este la pământ, nu s-a cheltuit cei 6% din produs intern brut care prin angajament față din Uniunea Europeană trebuia să-l cheltuim. Profesorii, învățătorii nu au fost plătiți bine, nu sunt recunoscuți. Totuși un profesor este cineva care merită tot respectul nostru, trebuie să fie plătit corect. Și nu s-a investit în sistemul de educație, au fost ca ministri educației niște persoane care nu meritau asta, nu aveau un respect față de educație. Sistemul de educație tehnic a fost distrus total și atunci oamenii, tinerii ăștia care sunt în partea de jos a piramidei au ieșit din sistemul de educație fără să știe o meserie, n-au putut să-și exerseze o meserie și să devină calificat și să aibă un salariu mai bun. Trebuie regândit totul și regândit în sensul că trebuie ca fiecare tânăr când iese din sistemul de educație să aibă o meserie și poate să se califice ca să aibă un salariu corect. Revenind la întâlnirile cu cetățenii, ce vă spun oamenii? La început se uită așa la mine și spun, da, îmi spun, mama, nu ești de aici, nu, al cui ești? Și atunci eu explic că sunt din Franța și nu le vine să creadă. Și apoi explic, dar știți, ok, eu sunt din Franța, dar copiii mei sunt din România, ei vorbesc limba română, fără accent, și atunci încep să aibă mai încredere că chiar m-am stabilit în România, chiar în sufletul meu sunt româncă, știți? Încerc să explic că nu numai că trăiesc aici, dar chiar am dat totul României și dau un exemplu cu aceste olimpiade naționale de franceză. Anul acesta am avut o fetiță care totuși acasă cu mine vorbește franceză și a dat examenul și a reușit să ajungă la nivel național în olimpiada de franceză, dar nu a luat decât o mențiune. Sunt români, copii români, studenți români, adică elevi români, care s-au descurcat mult mai bine decât ea în franceză. Au luat medalii și ea nu a luat decât o mențiune. Și pentru mine a fost trist, pentru că eu sunt dintr-o familie de scriitori din Franța, adică limba franceză era ceva extrem de important acasă la mine. Și concluzia mea este mereu că, vedeți, am dat totul României. Felicitări pentru ceea ce ați făcut până acum, doamnă. Nu? Sunt multe lucruri peste care noi românii ar trebui să trecem ca prejudecăți. Eu aș vrea să vă întreb apropo de cum este văzută o femeie în politică. Cu orice risc a spune totuși că bărbații sunt cam misogini așa, mulți. Sunt recunoscuți pentru misoginism, cei din România. Dar ziceți, vă rog. Da, e adevărat și nu e adevărat. În mediul privat, în mediul economic, nu există acest misoginism. Vedeți, de nu există, exemplu... Dar problema e că acolo unde doare cel mai tare este. Adică? Adică în foarte multe familii
există această concepție și da. Să ajunge la anumite extreme. Știți câte femei sunt bătute, sunt nerespectate, da. Asta merge cu o preună cu sărăcia. Când un om, un bărbat, de exemplu, nu este respectat, nu poate să aibă un trai decent și demn, nu poate să ofere mult familiei lui, probabil că este atât de frustrat și este și o lipsă de educație și rezultatul este unul dramatic pentru familia din România. Da, trebuie să ajungem în toate satele și să oferim o șansă tuturor copiilor, tuturor tinerilor să aibă o meserie, cum vorbeam mai departe și mai devreme și să aibă o educație. Eu asta vreau să vă întreb. Vă simțiți discriminat în politică? Atunci, asta vreau să vă spun, este despre România, pentru că mereu încerc să avem un punct de vedere echilibrat despre România. România este o țară care, la nivel privat, la nivel de economie privată, nu discriminează foarte mult femeile. Industria de IT, de informatică, România este țara din Europa cu cele mai multe femei, cu proporția de femei cel mai mare. În Franța, dacă spuneți că o femeie este informaticiană, sau programator, cum se spune, programator, da. Nimeni nu crede asta. Cum o femeie e programator? Nu se poate. În România este banal! Da. Foarte multe femei, când vă duceți acolo în firmele de IT, sunt, nu știu dacă jumătate, dar foarte multe femei și nimeni nu e șocat, e normal. Atunci, asta este pe partea privată. În politică, din păcate, clasa veche politică n-a înțeles bine ce înseamnă să promovezi femei. Au promovat niște femei care nu erau capabile, care nu ne reprezentau bine, și avem impresia că asta este o femeie în politică. Nu. Aceste partide vechi, nu înțeleg ce înseamnă meritocrație, au înțeles că trebuie să pună niște femei și au pus femei care nu meritau să fie acolo și nu ne reprezintă bine. Da, este dificil în politică să fii femei, dar este dificil. Punct! Este, loviturile în politică sunt foarte grele și pentru un bărbat și pentru o femeie. Eu mă consolez mereu când primesc aceste lovituri, așa. Mă consolez mereu și pentru că mă gândesc că când ajungi să dirigezi o țară, trebuie să fii foarte călit. Pentru că ajungi să ai de-a face cu șefii celorlalți state care te vor lovi și ei. Angela Merkel, de exemplu. Dacă nu era puternică, cum facea? Trebuie să facă fața lui Putin, da, și lui Trump. O mână de fier. Da? Trebuie să fie o mână de fier. Ceea ce vă doriți și dumneavoastră să fiți în Parlamentul European pentru, așa pentru vei români. Fi. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Mult succes în continuare. Mulțumesc și să vă duceți la vot. Duminică este extrem de important pentru România. Să arătați fața frumoasă a României. Vă așteptăm la vot duminică. Mulțumesc! Încă o dată vă mulțumesc și eu, le mulțumim celor care ne-au urmărit, ne mărinți pe Campus TV în câteva minute. Magdonescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de Ale Buzeanu. Numai bine, la revedere!